timp de 3 zile, în perioada 23-26 februarie, Bucovina a fost prezentă cu un stand deosebit la ediția de primăvară a Târgului de Turism al României, având alături personalități de marcă din țară și străinătate. La această ediție, noutatea a reprezentat o promovare a evenimentelor cultural-turistice incluse în calendarul anului Ciprian Porumbescu. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost gazdă pentru cei care au vizitat standul Bucovinei în cadrul evenimentului care a avut loc la Romexpo. Ministrul Constantin Cadariu a fost și el prezent împreună cu echipa de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Formatul participării la evenimentele de promovare, devenit deja unul consacrat, a reunit în standul Bucovinei reprezentanți de la primării și asociații din toate zonele județului Suceava. Astfel au fost prezenți primăria municipiului Suceava, primăria din Câmpul Moldovenesc, primăria Vatra Dornei, Gura Humorului, Ciocănești, Meșterul Popular Luminița Niculiță, Asociația de Ecoturism Țara Dornelor, Ansamblul Flori de Bucovina din Sadova, Agenția de Turism Bucovina Travel din Vatra Dornei, Asociația Produs în Bucovina, reprezentanții Ansamblului Artistic Profesionist Ciprian Porumbescu, cei care au asigurat suportul artistic, și alte personalități. Au fost promovate destinațiile turistice cu accent pe OMD-uri locale și programele din acest an, printre care Paștele Bucovina, cu Festivalul Ouălor Încondeiate de la Ciocănești, programul Ștefanian, programul Ai Verde în Bucovina, Festivalul de Artă Medievală Ștefan cel Mare din cetatea Surcevei, Festivalul Păstrăvului de la Ciocănești, Nunta în Bucovina și Pelerin în Bucovina. La acest târg, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a primit premiul acordat de Fijet în cadrul galei Destinația Anului. Bucovina se află pe podium în orice clasament care se face în turism. Lângă promovare, Consiliul Județean Suceava acordă o atenție deosebită dezvoltării și modernizării infrastructurii pentru dezvoltarea turismului. În acest sens, sunt accesate toate sursele de finanțare posibile, de la cele locale la cele fonduri europene, inclusiv prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Nu există program pe care să nu depunem proiecte. De la Consiliul Județean s-au alocate fonduri pentru cetatea de Scaunul Sucevei, drumurile de la Stupca și izvoarele Sucevei spre Șipote, iar prin PNRR, județul Suceava a obținut finanțare pe rutele cultural-turistice, restaurare și promovare de mănăstiri, biserici de lemn sau sate tradiționale, precum și pentru gastronomia tradițională. Concluzia la finalul acestui târg, având în vedere și interesul manifestat de toți cei care ne-au vizitat standul, este că Bucovina confirmă a fi deosebit de atractivă în orice perioadă a anului. Pentru Bucovina nu mai putem vorbi de extra sezon, a adăugat vicepreședintele Consiliului Județean Nicolae Barbă, care le-a recomandat tuturor să-și facă rezervă.